Astăzi aș vrea să am câteva gânduri despre Domnul și pregătirea Lui practic de către Dumnezeu și aducerea Sa pe lume pentru a duce la îndeplinire jertfa de la Golgota pentru care practic a fost rânduit din veșnicie. Și în câteva gânduri aș vrea să vedem, practic, providența lui Dumnezeu în aducerea mielului ca jertfă. Și aș vrea să vă spun că încă din veșnicie să știți că Dumnezeu a rânduit lucrul acesta și a planificat lucrurile de așa natură încât să-și ducă planul la îndeplinire. Sunt astăzi, din păcate, foarte mulți care neagă acest plan etern, acest plan care a fost minuțios alcătuit de Dumnezeu triunic și, din păcate, ei nu au o viziune atât de largă asupra mântuirii și asupra planului lui Dumnezeu și a anumitor amănunte care, practic, au o importanță foarte mare atât în viața noastră de credință cât și în răscumpărarea noastră. Și de asta cred că este foarte important să vedem acest curs al evenimentelor fixat de Dumnezeu încă din eternitate și să privim oarecum în lumea noastră la modul cum Dumnezeu a desfășurat și a programat evenimentele. Aș vrea să vorbim despre această providență a lui Dumnezeu, această purtare de grijă practic de a duce lucrurile la îndeplinire. Înainte de toate, aș vrea să definim ce înseamnă lucrul acesta, ce înseamnă providența. Providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu, în planul divin, a prevăzut și a orientat cursul evenimentelor de așa natură încât universul ca și întreg și creaturile individuale să realizeze practic scopurile stabilite de Dumnezeu și nimic din tot ceea ce se întâmplă în lumea asta în care trăim noi să nu poată să dea peste cap planul lui Dumnezeu și cursivitatea lucrurilor și direcția în care El le îndreaptă. Dumnezeu, să știți că a lucrat la planul acesta și l-a făcut așa cum a voit El, din o multitudine de posibilități, să știți că Dumnezeu a ales într-un anumit mod să se petreacă lucrurile pentru că El este suveran și El a vrut ca în felul respectiv să se întâmple lucrurile. Moartea Domnului nu a fost un lucru întâmplător. Practic, El pentru asta s-a întrupat și a venit în lume ca să ajungă până în punctul de a-și da viața ca preț de răscumpărare pentru aleșii Săi. Deci, toate lucrurile care au stat înaintea Sa, să știți că au avut bătaie către evenimentul acesta, către a putea și a veni să răscumpere și să ridice prin jertfa Sa păcatul nostru și să ne înfățișeze înaintea lui Dumnezeu fără vină și fără pată. Și de asta aș vrea să vedem câteva evenimente practic care au încercat de-a lungul timpului atât oamenii cât și diavolul să împiedice venirea Domnului Hristos pe lume și să împiedice oarecum apariția Sa pentru a ne răscumpăra. Să știți că încă din grădina Edenului, după ce Adam, părintele nostru, cade în păcat, se promite sămânțul. Așa este în ebraic. Acolo se promite un răscumpărător, se promite cineva care vine din femeie și să ridice păcatul și atunci Dumnezeu îi învață să aducă jertfă. Da? Și practic jertfa respectivă era un tip a ceea ce avea Domnul să facă peste aproximativ 4.000 de ani la Calvar. Și de asta au adus jertfe de-a lungul secolelor până se aduce ultima jertfă acceptată de Dumnezeu pe pământul acesta. Când se aduce această jertfă, practic jertfele animale nu au nicio valoare. Da? De ce? Pentru că ajunsase împlinirea vremurilor în care Domnul avea să fie adus ca miel de jertfă și ca miel care să ridice păcatul lumii. Și practic chiar Ioan Botezătorul, când îl prezintă ucenicilor Săi, da, îl prezintă în felul acesta: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Da? Și în momentul acela ei trebuiau să înțeleagă că acolada care s-a deschis de atunci din, de la izgonirea din grădina Edenului, da? Se încheie cu Domnul când este practic adus ca ultima jertfă acceptată de Dumnezeu. Și aș vrea să vedem că încă de atunci diavolul s-a împotrivit și oamenii practic s-au împotrivit ca să vină acest moment de răscumpărare și de-a lungul istoriei să știți că au fost multe evenimente din asta prin care oamenii și diavolul au luptat ca acest miel de jertfă să nu fie adus ca înjunghiat, ca să ne răscumpere din păcate. Și aș vrea astăzi să vedem câteva episoade din astea în care oamenii și Satan s-au luptat ca Domnul Hristos să nu vină pe pământul acesta și să ne ridice păcatul nostru al tuturor. Aș vrea să vedem că, în primul rând, revelația a fost progresivă, da? Și prima promisiune s-a făcut încă de la Adam de acolo, din, după ce i-au fost scoși din grădină, da? Și de atunci li s-a făcut promisiunea și ei trăiau cu speranța că va veni un mântuitor, un izbăvitor sau un goel, așa cum spune Iov acolo, care va veni și îi va răscumpăra. Îi va absolvi de păcate, da, prin jertfa care avea să fie adusă. Și toți trebuiau să se încreadă în el încă de atunci, dar lumea toată era în așteptare. Vedem că a venit prima generație de oameni, se naște Abel, au trăit cu speranța părinții noștri, da, Adam și Eva, că probabil el va fi unul din, el va fi unul care să le fie răscumpărător, dar vedem că după scurt timp el este ucis, da? Și vedem că oarecum trebuia să trăiască în așteptare și să trăiască cu credința că el trebuie să vină. Vedem că după el Domnul le ridică un înlocuitor pe Set, că practic asta este denumirea numelui Set, da? Așa se traduce numele Set. Și vedem că lumea a trăit cu speranța și de pe timpul lui Set oamenii se strâng și încep să cheme numele lui Iahve, da? Și să îi se închine. Vedem că în lumea până în potop, Domnul nu a îngăduit ca să le trimită și să vină acest răscumpărător ca să-i ierte de păcatele lor, da? Și vedem că Dumnezeu ridică pe Noe, îl ridică ca și cap de legământ, îi face promisiunea, da? Îi spune că lumea datorită păcatului va fi distrusă și nimicită prin ape, dar promisiunea rămâne în picioare, da? Și vedem atunci când Noe binecuvântează pe Sem, da? Atunci se știa că acest Mesia sau răscumpărător care avea să vină va veni prin Sem, pentru că el a primit binecuvântarea din partea tatălui său. Și după ce trec câteva generații, cred că vreo 5 până la Avram, Dumnezeu se revelează lui Avram și îi se prezintă, da, ca și unul care vine să facă din nou legământ cu el și îi aduce promisiuni și îi promite din nou că din el va ieși. Și vedeți, din toată umanitatea începe să se restrângă cercul acesta și să arate către cineva din care trebuia să vină Mesia sau să vină răscumpărătorul. Și vedem că Domnul este promis lui Avram, da? Dar Avram la un moment dat se uită la sine și spune: bun, tu-mi promis, dar uite, eu nu am niciun moștenitor, da? Moștenitorul meu este Eliezer din Damasc, da? Și Dumnezeu vine și îl asigură că din el, da? Va primi o sămânță și dintr-un om ca și mort, da, ca să stea în picioare promisiunea lui Dumnezeu, îl face ca să zămislească, da, practic supranatural, și are pe Isaac, din Isaac, da, are pe Iacov, și de acolo vedem că promisiunea începe să ia contur și se arată practic seminția lui Iuda. Și de atunci, cum vorbeam și ieri la masă, să știți că toate fecioarele din Iuda s-au păstrat curate oarecum și trăiau fiecare dintre ele cu speranța și cu bucuria că din ele va veni Mesia. Și s-a cunoscut că Domnul a făcut promisiunea aceasta, dar înainte de lucrurile acestea să știți că au început să apară și problemele. Prima piedică, să știți că apare acolo la Avram, când Avram, datorită necredinței, coboară în Egipt, da? Și coboară acolo în Gerar și aproape să rupă legământul, da? Sara este luată, da? Pentru că prin Sara trebuia să vină, da? Promisiunea. Și Sara este luată de Abimelec, este luată de Faraon, da?
Și Avram, practic, rămâne într-un fel fără promisiune, dar providența lui Dumnezeu a acționat, da? Și vedem că Dumnezeu acționează de așa natură încât oamenii aceștia sunt forțați, practic, de mâna tare a lui Dumnezeu ca să-i dea pe Sara înapoi, fiecare dintre ei. Vă aduceți aminte, nu mai intrăm acum în detalii, da? Dumnezeu intervine și dă din nou pe Sara și evenimentele și urmează cursul așa cum îl stabilise Dumnezeu. Ideea este că dacă lăsam mâna oamenilor venirea pe lumea lui Mesia, da, se alege imediat praful și planul era năruit, dar Dumnezeu din spate, da, mâna invizibilă a lui Dumnezeu, totdeauna a călăuzit evenimentele de așa natură încât el s-a îngrijit de venirea lui Mesia pe lume. Iar după ce evreii sunt promiși că vor merge în Egipt 400 de ani, vedem că se întâmplă iar un eveniment din ăsta prin care practic Mesia era ca și anulat pentru poporul evreu. De ce? Pentru că la un moment dat unul dintre faraoni dă un decret în care spune că toți copiii de parte bărbătească a iudeilor să fie aruncați în Nil. Da? Și vedem că diavolul aici s-a folosit de faraonul acesta rău ca să obstrucționeze venirea lui Mesia pe lume. Dar Dumnezeu știm că a lucrat de așa natură încât a intervenit la un moment dat și chiar faraonul este nimicit în apele Mării Roșii și cel care trebuia să stea pe scaunul său de domnie, da, este lovit de Dumnezeu și poporul său este scos de acolo ca să continue, da, să se mulțească și îi aduce în țara promisă, în hotarele făgăduite, în legământul cananit și le dă țara și face posibilă venirea lui Mesia prin Iuda, prin promisiunile care le făcuse. După aceasta vedem că este din nou o altă piedică în decursul timpului când știau că Mesia va fi rege și va veni din seminția lui David și la un moment dat o femeie pe nume Atalia se ridică și după ce fiul său este omorât acolo de Jehu, da? Se ridică și omoară pe toți pe cei de parte bărbătească din familia lui David, din regi, și Ioșebeab, fiica regelui, ia pe unul din copiii regelui, pe cel mic, pe Ioas, și îl ascunde în odaia paturilor la templu, ca să nu fie nimicită lumina lui Israel, practic, și continuitatea seminției lui David, ca să ajungă, da, până Mesia are să fie născut. Și vedem cum Dumnezeu lucrează în providența sa prin Jehoiada, care ocrotește pe Ioas, ocrotește o perioadă de 8 ani de zile și după aceea îl înfățișează poporului. Și după ce pune cetele la punct acolo, vin și îl înfățișează înaintea poporului, îi pune mărturia și dublează cărțile ca să nu vină Atalia să-l omoare și sfârșește prin a fi eliminată Atalia și regele întronat și să-și meargă cursul mai departe al evenimentelor pentru venirea lui Mesia. Un alt episod, o altă piedică este când Nebucadnețar vine, nimicește cetatea, îl prinde pe Zedechia și îi omoară pe fiii săi la Ribla, acolo în fața supușilor săi. Lui Zedechia îi scoate ochii și îl întemnițează și îl duce sclav în Babilon și practic seminția regală, da, este oarecum restrânsă foarte mult, dar vedem că Dumnezeu și atunci în suveranitatea sa intervine și păstrează o lumină lui Israel și șirul acesta al seminției lui David vine și continuă până când Domnul îl ridică pe Zorobabel, îi aduce din nou cu poporul după 70 de ani de exil și zidește cetatea, zidește templu și își continuă viața până în momentul în care vine Mesia. Un alt pericol care apare din partea oamenilor răi și a satanei este în exil, în Babilon, atunci când sub Estera și Mardoheu intervine Haman, care spune că plătește câteva zeci de mii de arginți, le cântărește împăratului ca să nimicească poporul, pentru că unul din poporul evreu nu vrea să îngenuncheze înaintea lui și să-i dea cinste.
Și acolo vă aduceți aminte și a rămas chiar o sărbătoare făcută de evrei din exil, o sărbătoare practic neomologată de Dumnezeu, că nu-i poruncită în canon, da? Purim, un semn de bucurie al evreilor, pentru că Dumnezeu cu putere mare, da? Din dați la moarte cum erau, a intervenit de așa natură încât ei au stăpânit peste cei ce voiau ca să-i omoare și au stăpânit peste ei și plus de asta Haman ajunge la mare putere și ceilalți de frica iudeilor spune că se fac iudei și le dau o mână de ajutor ca să nimicească și să prăpădească pe vrăjmașii iudeilor. Și vedem că Dumnezeu îi scoate și din situația asta ingrată și continuă din nou cu poporul într-un mod miraculos și le păstrează existența până a veni Mesia pe scenă. Un alt mare eveniment care a încercat să anuleze venirea lui Mesia din partea oamenilor este când timpul se împlinise și pruncul este născut și practic Irod se ridică și vine să omoare toți pruncii de parte bărbătească din Betleem. Și dă un decret ca toată împrejurimea Betleemului, toți pruncii de parte bărbătească să fie uciși de la 2 ani în jos ca să se asigure oarecum că și Mesia care avea, care se născuse, da? Să fie omorât. De ce? Pentru că îl privea ca pe un rival, ca pe unul care avea să ia domnia și el să piară de acolo și neamului. Gândiți-vă că ăsta a fost unul dintre cei mai cruși, chiar dacă le-a făcut templu și le-a înfrumusețat curțile exterioare pe acolo, ăsta a fost foarte rău, a fost un rege foarte rău și a omorât din fiii săi, a omorât din soția, am înțeles, din cumnații săi care oarecum erau în cercul lui foarte apropiat, era un om foarte rău. Și în momentul când a auzit că s-a născut un Mesia, dar ei știau scripturile, că imediat când vin magii, dar magii au venit practic la palat. Da? Că nu puteau să ducă în altă parte decât la palat ca să aducă închinare. În mintea lor nu era că se duce undeva într-un sat ca să dea de Mesia. El vine și întreabă și când aude imediat se creează rumoarea asta și cheamă pe ceilalți care erau cărturari și îi spune unde trebuie să se nască. Păi în Betleemul din Iuda la vreo 12 km parcă de Ierusalim, 8 sau 12. Și ei află, știau, da? Și ce spune? În momentul în care o să-l găsiți și vă închinați, să treceți și pe la mine, să-mi dați și mie de veste ca să merg să mă închin și eu acestui Mesia. Dar ideea lui nu era ca să se închine și să se arunce cu fața la pământ înaintea pruncului ca să-l recunoască ca și răscumpărător și mântuitor. Da? Intenția lui era ca să-l piardă și să-l prăpădească. Și de asta vedem că Dumnezeu intervine prin înger, da? Dar Domnul nu mai era acolo în Betleem, era deja acasă, pentru că trecuse o oarecare perioadă de timp, un an probabil și ceva de când a fost născut în Betleem, da? După aia vedem cum steaua apare din nou și călăuzește pe magi în zona în care erau ei în Galileea, da? Și cred că datorită recesământului putea să dea de Domnul în Galileea și de asta îngerul vine și îi spune ia pe mamă, ia și pruncul și mergeți în Egipt ca să se împlinească scriptura că am chemat pe fiul meu din Egipt. Da? Vine și episodul acesta, Domnul prin puterea sa cea mare este ocrotit de Dumnezeu și nu piere, da? Și stă acolo până la moartea lui Irod și după aia se întoarce din nou în țara promisă și în cetatea în care trebuia să ajungă, da, în Nazaret și după aia vedem că merge pe malurile Mării Chineret acolo. Dar pruncul acesta a crescut, a devenit un om matur și vedem că intră în lucrare și în timpul lucrării sale să știți că diavolul nu a dormit și diavolul știa cine era. De atâtea ori vă aduceți aminte că știau mai bine demonii cine este Mântuitorul decât oamenii. Și spune că de multe ori îi certa și îi mustra ca ei să nu spună despre el că el este Mesia. Și știm că au existat foarte multe perioade, chiar acolo în cetatea sa, în Capernaum, la un moment dat după ce citește din Isaia 53 și le spune că, nu 53, cred că din alt capitol,
citește și le spune că, iată, astăzi a împlinit cuvântul acesta și vă aduceți aminte că oamenii au fost atât de deranjați și atât de mânioși împotriva lui Mesia, în loc să se bucure și să îi dea glorie lui Dumnezeu că i-a cercetat, da? Și le-a trimis pe Mesia, ei vin și îl ia să îl arunce de pe sprânceana muntelui și să-l arunce în prăpastie și să scape de el. Dar știm că Dumnezeu, prin puterea sa cea mare, spune că a trecut printre ei, da? Într-un mod miraculos a trecut printre ei și a plecat de acolo, din mijlocul lor. Gândiți-vă că el nu putea să moară în Galileea sau în Capernaum, da? El trebuia să vină să-și dea viața ca preț de răscumpărare la Golgota, nu pe sprânceana muntelui în Capernaum. Nu putea să fie aruncat de acolo și zdrobit jos, pentru că în Scriptură, în Psalmul 22, spunea că niciunul din oasele sale nu trebuie să fie zdrobit. Da? Nu putea să moară aruncat de pe înălțime și să se zdrobească jos, pentru că el în țara lui Zabulon și a lui Neftali trebuia să fie rânduit ca lumină, așa cum spune Matei 4:12-17. El nu putea să vină și să moară acolo de mâna oamenilor răstora. Da? El trebuia să meargă la Golgota și să fie străpuns pentru păcatele noastre. Și acolo trebuia, da? Și nu în orice zi din an, ci pe 14 Nisan, ziua în care trebuia să fie înjunghiat mielul. Toate lucrurile astea, vedeți cum au fost aranjate de Dumnezeu de așa natură, încât toate s-au dus punct cu punct la îndeplinire, ca Dumnezeu practic să-și ducă planul din eternitate la îndeplinire și oamenii să vadă într-adevăr că acest Iisus din Nazaret este Mesia. Vă aduceți aminte că la una dintre conferințe Raul a calculat ce posibilitate aveau ca Domnul să împlinească toate profețiile de acolo și era unul la nu știu câte zerouri la putere, da? Ca să arate clar că doar Domnul Iisus putea să împlinească toate profețiile respective. Și toate astea de ce? Pentru că a fost predestinat de Dumnezeu ca să fie singurul care putea să facă lucrurile astea. Nimeni din universul ăsta nu putea să fie în locul Domnului decât Domnul putea să fie. Și El să împlinească toate profețiile astea cu o exactitate fantastică. Înțelegeți? Nu putea să fie omorât cu pietre, că la un moment dat vedem că oamenii au pus mâna pe pietre să dea în el și să-l ucidă și practic spune că a trecut din nou prin mijlocul lor. De ce? Pentru că nu venise ceasul. Ei nu puteau să pună mâna pe el și să-l omoare. Vă aduceți aminte că e un moment dat în care gărzile sunt trimise de la templu de Sanhedrin ca să pună mâna pe el, să-l aducă, să-l judece, să-l condamne. Și se întorc uimiți și mai mari lor îi întreabă, dar de ce nu l-ați adus? Niciun om nu a vorbit ca omul acesta. Da? Nimeni nu ne-a vorbit până acum în felul acesta. Și n-a putut să-l prindă. De ce? Pentru că nu venise ceasul. Nu venise ceasul în care el trebuia să fie prins. Și vă aduceți aminte că după ce spune rugăciunea din Ioan 17, le spune, da? S-a apropiat vremea mea, da? De acum fiul omului trebuie să fie dat și să fie răstignit, da? Ca să se împlinească ceea ce predestinase Dumnezeu. Și lucrurile astea să știți că s-au împlinit foarte curând pentru că sosise ceasul. De foarte multe ori vedem că n-au pus mâna pe el, da? Au fugit. E un moment dat în care Toma îi zice, haide să mergem să murim și noi cu el. Da? Păi n-au vrut să te omoare acum în Galileea până nu l-ar învia pe Lazar. Da? N-au putut să pună mâna pe el. De ce? Pentru că nu venise ceasul. Dar în momentul în care a venit ceasul, el spune că a avut putere să-și dea viața și să-și o ia, pentru că era Dumnezeu. Nimeni din universul ăsta nu putea să aibă autoritatea să-și dea viața și să-și ia viața, da? Înapoi, decât el, datorită faptului că era Mesia. Era scris despre el că trebuie să vină și să facă lucrurile acestea. Și să știți că vine timpul în care mai apare o ultimă împotrivire. Și asta știți când a apărut, când el era răstignit pe lemnul blestemat de la Golgota. Și când oamenii spuneau acolo la picioarele stâlpului, veneau și spuneau, dacă ești tu Mesia, da? Dă-te jos acum ca să credem cu toți în tine, da? Dă-te jos. Odată, da? Dacă te dai jos și nu mai suferi și nu mori, da, noi o să credem în tine. Era ca să se împlinească tot din Psalmul 22 cuvintele unor oameni necredincioși, dar Domnul nu se putea da de acolo jos. Nu că
i-ar fi fost o imposibilitate, da? Să facă ceva. Dar tocmai pentru lucrul ăsta a venit. Nu că el nu era omnipotent, că era și Dumnezeu și om în același trup, da? Dar el tocmai pentru asta venise, ca să fie răstignit, să își dea viața ca preț de răscumpărare și să salveze pe toți aceia pentru care avea să le plătească păcatele la Golgota. Și acolo a fost, cred că, ultima încercare a oamenilor și a diavolului de a opri jertfa, practic, pentru care se întrupase, venise, își începuse lucrarea și trebuia să sfârșească lucrarea. Și atunci când a strigat s-a sfârșit, da? Atunci, practic, a sfârșit tot ceea ce Dumnezeu rânduise cu privire la el, ca el să vină și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Vedeți? Toate piedicile astea, practic, au fost o împotrivire a omului și a diavolului de-a lungul timpului, până în momentul în care a venit el. Gândiți-vă că asta a fost cea mai mare lovitură din universul ăsta pentru diavol și pentru puterea păcatului și pentru moarte. Și prin moartea lui, noi am căpătat viața, am fost mulși de acolo, din ghearele morții, da? Prin moarte. Practic, l-a bătut pe diavol cu armele lui. Înțelegeți? Și ăsta a fost scopul lui Dumnezeu când l-a trimis pe Domnul, ca să facă de rușine toate autoritățile ăștia și ierarhiile ăștia demonice și să le arate că El este superior din toate punctele de vedere și va lucra de așa natură încât chiar cu armele lor îi va înfrânge și El va ieși glorios în toate lucrurile. Să știți că în ciuda tuturor acestor obstacole ridicate de oameni și Dumnezeu, de oameni și Satan, Dumnezeu și-a dus la îndeplinire planul său cu privire la Domnul. Acum aș vrea să ne gândim și la o altă chestie, să ne gândim chiar la noi, că Dumnezeu în privința noastră, nu numai cu Domnul a lucrat de așa natură, dar și cu noi și cu viața noastră a lucrat și chiar dacă nu suntem mântuiți, dar suntem în planul său pentru mântuire, va lucra la fel și ne va ocroti și ne va proteja de așa natură încât să nu murim fizic până în clipa în care El ne va regenera, ne va naște din nou prin puterea Duhului Său cel Sfânt la auzirea cuvântului Evangheliei și El își va duce la îndeplinire tot planul pe care l-a predestinat pentru noi și pentru viața noastră, da? Până la ultimul lucru pe care El l-a rânduit. Și până atunci să știți că fiecare ales al lui Dumnezeu este nemuritor. Indiferent prin ce împrejurări îl trece Dumnezeu în viața aceasta și bineînțeles că din toate împrejurările astea avem de învățat, deci prin toate astea să știți, chiar dacă Dumnezeu îngăduie să trecem prin lucruri mai grave sau prin tot felul de împrejurări din astea, să știți că niciunul dintre ei nu va pieri pentru că mâna lui Dumnezeu cea tare este în spatele evenimentelor și protejează pe omul ales ca să ajungă în punctul în care Dumnezeu trebuie să se întâlnească cu el și să-i dea viața și după aia să lucreze cu el până în momentul în care îl va chema acasă. La fel cum a lucrat cu Domnul, să știți că lucrează și cu noi și ieri discutam cu fratele Emil acolo, gândiți-vă că Dumnezeu nu ne-a purtat numai nouă de grijă pentru a ne duce până în punctul respectiv, dar a purtat de grijă și părinților noștri de-a lungul generațiilor de la Adam până la noi și a purtat fiecăruia de grijă în planul ăsta fantastic, deci nu poți să-l cuprinzi cu mintea. A purtat tuturor de grijă strămoșilor noștri și din partea tatălui și din partea mamei noastre ca să vegheze asupra lor ca ei să ajungă pe lume, să ajungem noi la rândul nostru pe lume. Gândiți-vă cât plan de complex are Dumnezeu cu umanitatea asta încă de la început. Și nimic, să știți că nu se întâmplă la voia întâmplării, decât așa cum a rânduit Dumnezeu ca El să-și ducă scopul la îndeplinire cu fiecare dintre noi. Și de asta nu putem decât să cădem cu fața înaintea Lui și să-L lăudăm și să-L preamărim toată veșnicia, pentru că a lucrat de așa natură încât ne-a scos din pierzare veșnică și ne-a pus să stăm în împărăția
gloriei Fiului Său. Nu datorită că am fost noi mai buni decât alții sau că am fost noi mai deosebiți sau că am luat noi vreo decizie mai înțeleaptă decât alții sau că am fost noi mai superiori decât alții care n-au fost aleși. Nu. Datorită milei, îndurării și harului Său. Nimeni nu este mântuit datorită dreptății lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu totdeauna va cere pedeapsa păcatului. Da? Și fie El pedepsește în mine păcatul, aruncându-mă în iazul de foc, fie El pedepsește într-un substitut, da? Care este Hristos Domnul. Deci fiecare păcat pe care îl face umanitatea asta va fi pedepsit. Fie în ei, fie în Domnul. Da? Și ăsta este harul. Și oamenii n-ar fi cunoscut harul dacă nu ar fi existat căderea și dacă nu ar fi existat mila și îndurarea lui Dumnezeu, pentru că noi suntem mântuiți datorită faptului că Domnul ne-a arătat milă și îndurare, elemente de legământ, da? Emed și Semed, parcă era. Esed și Emed, da? Datorită acestor lucruri noi suntem salvați, nu datorită dreptății lui Dumnezeu. Și de asta nu putem decât să-L lăudăm pentru purtarea sa de grijă și pentru toate lucrurile care le-a făcut pentru noi până astăzi. Și de asta cred că astăzi este o zi binevenită ca să-I mulțumim pentru câte a lucrat pentru noi în viața aceasta și câte va mai lucra. Și încurajarea mea personală este că atâta timp cât știu că Dumnezeu are de lucru cu mine și Dumnezeu are privirile ațintite asupra mea, cred că pot să spun că numai pe El mă pot baza și nu pe mine. Și El va duce la îndeplinire tot ce a rânduit pentru mine datorită bunătății, milei și îndurării sale, nu datorită mie sau calităților pe care le-a văzut. Da? Și asta aș vrea să ne însuflețească pe fiecare dintre noi și să fim conștienți că Dumnezeu are de lucru cu fiecare dintre noi și va duce planul Său la îndeplinire cu fiecare dintre noi în felul cum a hotărât pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să stăm înaintea Sa și să stăm de așa natură încât să nu-I facem numele de rușine, ci să încercăm să ducem la îndeplinire toate câte a predestinat pentru fiecare dintre noi. Amin. Da. Te glorificăm, Doamne, și Te preamărim pentru mila și îndurarea Ta cea mare. Îți mulțumim pentru bunătatea Ta și pentru purtarea Ta de grijă. Îți mulțumim pentru că ai făcut-o și cu Domnul nostru și suntem conștienți că o vei face-o și cu noi. Te rugăm să ne porți tuturor de grijă care suntem aici, tuturor fraților noștri de pretutindeni. Doamne, lucrează în fiecare dintre noi după gloria numelui Tău și Tu să fii slăvit în toate. Te rog mult de tot ca să aduci aminte și de cei dragi ai noștri care sunt nemântuiți. Îndură-Te de ei, de fiecare în parte și în special de evenimentul pe care îl vom avea săptămâna viitoare. Te rog să pregătești inimile tuturor, să lucrezi Tu toate spre gloria numelui Tău. Și noi nu putem decât să ne bucurăm și să Te onorăm și să Te preamărim de acum și până ziua veșniciei. Amin. Mulțumim Domnului pentru timpul binecuvântat pe care l-am avut.